Și bine ați venit și mă bucur că ați dat curs acestei solicitări a primăriei și a inspectoratului. Și astăzi suntem în sala de consiliu și vom avea va fi o întâlnire de lucru, nu protocolar, încercăm să găsim soluții pentru a dinamiza un pic piața forței de muncă, de a face mai atractiv oferta școlii tehnice, liceelor tehnice și a școlilor profesionale de municipiul Giurgiu, de a afla și de a mai afla odată, pentru că suntem la avem cunoștință de nevoile dumneavoastră de forță de muncă și astăzi la târgul joburilor organizat de Crucea Roșie pe un proiect european, am văzut o afluență foarte mare de tineri, conform principiului mulți chemați, puțin aleși. Tot e bine că vin. Mi-era teamă că cum de urât era vremea, n-o să participe măcar cei interesați. Tot timpul s-a spus că municipiul Giurgiu duce lipsă de locuri de muncă și e un lucru care se perpetuează, așa cel puțin la nivel informativ. Dacă vedeți pe canalele de socializare, toată lumea spune nu sunt locuri de muncă în Giurgiu, nu sunt investitori, nu avem unde să ne dăm copiii la muncă, nu avem unde să lucrăm. Și vă spun că aceste întrebări mi se pun și când am audiențe și contra sau replica care le-o dau imediat zic ce meserie aveți? Păi nu că am făcut un liceu sau am făcut o școală profesională. Bun, aveți o meserie la bază. Vreți să lucrați? Da. N-aveți niciun loc de muncă? Da. Hai să ne uităm pe oferta AJOFM-ului. Cel puțin 6-7 locuri de muncă sunt pentru muncitor necalificat. Deci nu mai spunem că, domne, n-are o calificare și nu-mi găsesc, sau n-am o vechime, sau n-am experiență, cum se spunea până acum 4-5-6 ani. În acest moment discutăm de o criză a forței de muncă. Calificate sau necalificate, și pot să spun de o dorință sau o criză a dorinței de forță, de muncă. Și poate că politicile pe care le-a adoptat statul, guvernul de-a lungul timpului, acelea de a asigura... Luați loc aici, mai în față, așa, lângă domnul Ștubeanu. Nu, aici, la masă, ca să fie masă, așa. Politice pe care poate într-un anumit moment statul le-a adoptat pentru a asigura un venit minim garantat și celui care dorește să muncească, și celui care nu dorește să muncească, și celui care are posibilitatea să muncească, și celui care are putere să muncească, dar și cel care nu are putere, poate că n-a fost o politică bună. Și ne trezim după ani și ani că a dispărut acel cult al muncii. Și cultul ăsta al muncii trebuie, ca și cei 7 ani de acasă, trebuie transmis tinerilor cam de la început. Punându-i la treabă, făcând alături de părinți anumite lucruri. Eu știu, îl trimesc să bată covoarele, îl trimesc să ajute la bucătărie. Și în modul acesta înseamnă un cult al muncii. Îl înveți pe copil să nu depindă doar de părinți și să-i fie pus la dispoziție tot, ci să mai facă ceva. Să dea de mâncare la câine, să măture curtea. Aveam fiecare, și eu copil crescut la țară, și aveam anumite îndatoriri fiecare, și eu și fratele meu. Măturatul curții era la mine, fratele era cu păsările, cu animalele, până în curte mai ajutam și noi. Ușor, ușor, capeți acele, eu știu, nu calități, că până la urmă, deprinderi de a face ceva. Și văd, uite, tineri care se zbat, tineri care caută să facă ceva. Și mai vedem și foarte mulți tineri care nu-și găsesc locul, nicăieri. Dar nu-și găsesc locul nu din cauză că ei poate nu ar avea o capacitate de muncă. Nu-și găsesc locul pentru faptul că tot timpul părinții au zis să fie cei mai bine pentru copilul meu. Dacă taică-s-o a fost sudor, păi nu mai pun maică-s-o sudor, că eu știu că s-a chinuit taică-s-o de sudor sau lăcătuși. Sau dacă taică-s-o a fost nu știu ce meserie a avut,
copilul trebuie să fie mai bine. E normal. E, orice părinte tinde să îi ofere copilului cei mai bun și să-l susțină în a face cei mai bun. Dar când copilul nu răspunde pe măsura cerinței părinților, părintele trebuie să se adapteze un pic la piața forței de muncă. Nu mai e vremea comunismului în care te lua de la că ai terminat liceu, școală sau ce terminat și te trimitea obligatoriu să lucrezi undeva, dacă nu te trimitea la canal, la lucru și te trimitea, te încorpora și te trimitea acolo. Ușor, ușor, acum piața muncii e o piață foarte dură. Nu te ia din casă să te ducă să te pună să muncești și ți-ești un salariu. Și lasă mai că învață și el acolo ceva, o face ceva. Nu, piața acum este selectivă. Și vă spuneam de mentalitate. Numai târziu de anul trecut a fost un caz concret. Le spuneam și celor de la presă același lucru. Un caz concret. Un copil care... Ce, în toamnă nici măcar, anul trecut. Un copil care... părinții și-au dat seama că nu are nicio șansă să termine liceul, să facă liceul, luase 2 sau 3 la proba de evaluare a cunoștințelor de clasa 8-a și pe bună dreptate a luat și l-a scris la școală profesională. Vecin, prieten cu el, în zona respectivă, cineva care era mai slab pregătit ca acest copil, poate că el avea 3 sau 4, nu știu, dar nu era o notă mare de aia așa. Și celălalt copil avea 2 sau 2 jumate luase la... Discutăm de niște note de acestea, așa, ca pe stilul rusesc, până la 5. Și acel copil cu medie mai mică, cu notă mai mică, s-a înscris la liceu. În momentul în care și-au dat seama părinții că, cel puțin cel care îl înscrise la profesională, că celălalt care era mai slab decât el e la liceu, a venit la inspectorat să-l schimbe de la școală, sau la liceu, să-l schimbe de la școală profesional la liceu. Ce, copilul lui e mai prost decât celălalt? Nu, dar zice, aici învață o meserie, aici are o șansă mult mai mare, pentru că se bazează strict pe aplicație școala profesională. Pe meseria respectivă faci practică, te duci, vezi într-o unitate de producție, capeți cunoștințe practice mult mai rapid decât unul în liceu, care are alt nivel de, eu știu, segment de pregătire. Și a zis, nu, mi-l schimbați, păi ce, îl fac de râs. Râd toți copiii de la culori, colegii lui, cum ești mai prost, eu ce prost ești la profesională. E, de aici plecând, de la mentalitatea părinților, avem cele mai mari probleme. Și uitați, de la modul de organizare a învățământului. Și de la modul de organizare. Un fel de cernere, eu vă spun, nepoata mea în clasa 3-a dat la dinului partii 25 de candidați pe 20 de locuri și au luat 5 de aici. A fost selectivă. Aici mai avem mult de lucru. E încă o mentalitate și nu pleacă nici de la inspectoratul școlar. Pleacă undeva de sus de tot. Atâta timp cât ministrul avem în sistem și gândește tot pe sistemul acesta, undeva ar trebui să se facă, știți cum este, când e o rană mare sau când e o cangrenă mare, de obicei, ca să poți salva trupul, trebuie să iei decizia radicală să tai undeva tot și asta este. Eu mi-aduc aminte, imediat după Revoluție, toate școlile și-au manifestat, părinții elevilor de la școli și-au manifestat dorința de a nu mai învăța limba rusă. Și a fost o problemă foarte mare, ce facem cu profesorii de limba rusă. Și până la urmă au învins dorința părinților. Faci engleză, faci franceză, dar nu mai faci rusă. Profesorii respectivi s-au adaptat, au învățat altceva, s-au reprofilat. Pe alte domenii care erau pregătiți, au învățat, au mai dat pentru... Și reconversie, profesor. Au făcut reconversie și noi aici ar că am trebuit să mergem. Pe partea de reconversie și cel puțin de ultimii ani, de când este domnul Oprișan la inspectorat, am avut o colaborare foarte bună, în sensul că am discutat de ce să ținem două licee, erau respectiv, unul lângă altul, cu același profil, unii stau într-un cămin, alții stau în liceu mare, liceu mare nu e plin, hai să-i adunăm. Și am mers în aceeași instituție, în aceeași clădire, dar instituții separate, școala de artă și meserii și liceul de chimie, liceul de marină. Spun liceul de marină că e mai uzual așa pentru noi toți. Anul trecut am luat decizia, pentru că nu îndeplineau cerințele liceul de chimie și aveau prea puțini copii și întrețineam un spațiu cu cheltuieli foarte mari, care nu era folosit, și am adus și pe cei de la chimie tot la liceu. Și acum avem un nucleu destul de mare de elevi care să permită funcțiunea acelei instituții și acelei clădiri pe costuri mult mai realiste și mult mai corecte. Același lucru, deci avem un nucleu acolo, pe tot ce înseamnă tehnic. Adunându-i pe toți într-o unitate, avem posibilitatea să dezvoltăm acea unitate și o vom dezvolta. Și la fel la liceul economic. Am unit liceul economic cu școala 6 tocmai ca să avem
să ne putem susține cheltuielile de la aceste țări. Bine, fiecare e cu pregătirea lui. Dar trebuie un pic să dezvoltăm partea aplicată a acestor licee, pentru că piața o cere. Și faptul că a fost cerință din partea dumneavoastră a mediului privat de a ne întâlni și de a găsi o modalitate de pregătire în folosul mediului de afaceri din oraș și cu sprijinul acestuia, mă refer la partea practică, toate acestea au făcut ca astăzi să ne întâlnim cei doi directori de la cele două licee tehnice și mediul privat, din mai multe, unde am considerat noi că sunt domenii, eu știu, prioritare în momentul, unde este o discrepanță foarte mare între cerere și ofertă. Domnul Patrică a plecat și are o, cum să zic, o rezolvare, dar la o la o fabrică, la o societate comercială așa de puternică, eu zic că a putut să implementeze pe partea aceasta a uceniciei. Avem și a căpătat o dezvoltare și așa e normal, serviciul de alimentație publică în municipiul Giurgiu și pe asta trebuie să mergem. Oamenii vin să vadă Dunărea, oamenii vin, dacă dezvoltăm un pic partea turistică a orașului, apropierea de București și faptul că avem ce să oferim și Dunărea și ce se vor mai construi, proiectele care le vom mai face în continuare, toate acestea fac posibilă să ne gândim ce facem cu ospătar, bucătar, lucrător în alimentație publică. E o meserie, mulți spun, e o meserie bănoasă. Păi de ce? E bine să fii ospătar, că clientul îți dă șpagă. Îți dă, mă, dacă ești bun. Dar dacă nu ești bun și tu te duci și te uită Dumnezeu într-un colț și ăla stă cu mâna pe sus ca la școală să te cheme să-i aduci sau să-i aduci sticla de vin sau de apă sau să-ți mai comande ceva, păi pleacă nervos. Și e un segment care, de care Giurgiu duce lipsă. Să dezvoltă foarte multe foarte mult sistemul acesta de saloane de nunți. Spații pentru... E nevoie și acolo. Acolo ar putea să facă practică efectiv. Pentru că acolo merg lucrurile mult mai simple. Nu trebuie să ai acea pregătire strictă pe ce înseamnă tipul de consumator cu care intri. Acolo să merge... Am avut tradiție în partea de confecții. Și au fost foarte mulți. Giurgiu a avut Dunăreana, de la Dunăreana erau 3.000, nu mai știu. Știi, cei care au vechime mai mare în municipiu? 5.000. 5.000 de angajați. 5.000 de... 4.500 erau femei. Erau exact soțiile celor care lucrau în IGMUG, în șantierul naval, în combinatul chimic. Și trebuiau să facă ceva. Au venit alte firme, s-a desființat, a venit economia de piață, s-au înființat foarte multe firme private, au mai pregătit, mulți au ieșit la pensie, au mai pregătit generații noi. Încă e nevoie pe piața forței de muncă. Încă e nevoie. Vă spun că Giurgiu are o atracție privind, eu știu, firme care vor să dezvolte afaceri. Le spuneam că a fost o firmă venită astă vară ca să angajeze 300, să-și mute firma din București de confecții și să angajeze 300 de persoane. Am făcut un târg al locului special pentru ei, au găsit 50, 80, 100 de persoane, i-a dus la București, urmau să vină. Eu cred că ușor se vor... Și au mai venit firme. Acum dezvoltă o firmă la fabrica de mobilă, dezvoltă tot așa până la 300 de persoane. Deci e un segment care trebuie luat în calcul. Ce să vă spun, că la liceul economic avem o sală dotată cu 49 de mașini de cusut ultra performante și unde au venit, în urmă cu vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 au venit să se înscrie. 2 persoane. În condițiile în care piața cere. Dacă nu te orientezi ca părinte să-ți îndrumi copilul către un segment care are atractibilitate pe piața forței de muncă, ce pretenții mai ai? De manageri cu secretară și mașină, sunt cam puține posturi până orașul acesta. Și acum am să las domnul inspector general și cele două doamne directori de la cele două unități să vă spună oferta și în funcție de ce idei și ceea ce considerați și dumneavoastră că ar putea fi îmbunătățit și am putea merge pe o colaborare,
nu e nicio problemă, putem merge în continuare. Am mai spus o dată, pe lângă ceea ce oferă statul, acei 200 de lei la școlile profesionale, dacă nu mă înșel, putem, dacă avem siguranță că există un program bine întocmit și cu urmărire în timp, putem merge să susținem financiar și noi primăria cu 200. Am spus-o și anul trecut, dar trebuie găsit și făcut un program. Și să fim siguri că acei copii care îi pregătim vor rămâne aici în municipiul Giurgiu, pentru că banii sunt ai municipalității, banii sunt ai comunității giurgiuvene. Și dacă pregătim acești oameni și nu avem siguranța că îi ținem și ei pleacă și lucrează la București sau pleacă și produc plus valoare în alte orașe, nu se întoarce din impozitele pe care le plătești pe salariu, pe venit, nu se întoarce contribuția primăriei. Și n-am făcut nimic atunci. Domnule... Da, mulțumesc, domnule primar. Vă salut și eu pe toți cu drag. Ideea e că toți cei care sunteți, sau aproape toți care, din cei care sunteți aici, noi am discutat cu dumneavoastră și specializările pe care le-ați propus, ele se află în momentul ăsta în planul de școlarizare. De exemplu, Shipyard Sudor avem la Colegiul Vice-Admiral Ioan Bălănescu. După aceea, mecanic auto, tehnicicul vopsitor auto, de anul ăsta va fi o clasă care va ființa. Sunt curios să vedem dacă acest profil va avea sau nu succes în rândul părinților, în primul rând, pentru că aici avem o problemă. Anul trecut, pentru a populariza oferta școlilor profesionale, am fost împreună cu cele două doamne directoare în fiecare școală din municipiul Giurgiu pentru a discuta cu părinții și a vedea care le sunt opiniile. Am avut mari surprize pentru că părinții n-au fost deloc receptivi la ceea ce noi încercam să promovăm, pentru că ei deja erau fixați într-o anumită direcție. Și direcția asta nu se numește liceu tehnologic sau școală profesională, se numește exact liceu teoretic. 90% dintre ei vor să-și ducă copiii la liceele teoretice să învețe. Aici mi se pare normal, e în regulă. Și după aceea să urmeze cursurile universitare ale unei facultăți, nu știu deocamdată ei unde, dar ducem lipsă foarte mare de consilierea privind cariera. În școlile noastre gimnaziale, ca și în licee, nu avem un consilier care să poată să îndrume în primul rând părinții și după aceea copiii către parcursul lor profesional pentru următorii ani. De ce? Pentru că nu s-a gândit nimeni la lucrul ăsta. Ne gândim noi fiecare în parte, dar la nivel instituțional și vorbesc de Ministerul Educației, încă nu a apărut nicio prevedere privind această orientare. V-aș întrerupe un pic. Cu toți am trecut prin școală. Eu știu că erau acei diriginți la fiecare școală care purtau, țineau legătura cu părinții și făceau și această consiliere. Eu țin minte că eram elev, da, eram elev care chemau părinții și spunea, știți, monitorizat pe copilul dumneavoastră, are o atracție către cutare sau către cutare, eu v-aș sugera să-l îndrumați către un liceu pe direcția asta. E foarte bun, va lua la examen, atunci se dădea treapta întâi, treapta a doua, erau alte mod de evaluare. Dar zice, ar fi bine că ar avea șanse. La fel se făceau în liceu, începând cu clasa 11-a, ușor, ușor mai chemau părinții la școală și întrebau, copilul dumneavoastră cam pe ce direcție? Păi știți, vrea să facă medicina. E mai greu, nu prea e bun la biologie, la matematică, așa, sau vrea să facă nu știu ce, aveți grijă aici că are niște lacune, ori vă forțați un pic ca să pregătească intensiv pe domeniul acesta, ori dacă nu încercați ca să nu sufere copilul o decepție. Nu știu de ce ar trebui să angajăm, cel puțin punctul meu de vedere, poate că nu corespunde exigențelor din ziua de astăzi, o persoană pregătită, bineînțeles, la fiecare școală, care să vină din exterior și să-i spună că e cam bun acolo. Eu cred că dirigintele care stă tot timpul, are și elev la școală, ar fi mai îndreptățit. Nu știu, e un punct de vedere. Eu pot să vă spun că există practică în alte state ale Europei, pe care noi vrem să le urmăm ca și model educațional
Și acolo au dat rezultate. Pentru că modelul ăsta cu dirigintele a fost până la un moment dat. Bun. În momentul ăsta nu mai corespunde. Și nu mai corespunde nu neapărat pentru că acel diriginte n-ar fi neapărat, eu știu, pregătit, ci pentru că părinții frecventează din ce în ce mai puțin școala, nu mai vorbesc de elevi. De ce? Pentru că sunt foarte ocupați, au foarte mult timp și copiii ceea ce nu învață ei acasă vor să învețe școala în timpul ăla scurt pe care îl petrec la școală. O să vreau și să... Da. Păi nu, aș vrea să fie interactiv. Nu, putem să vorbim, da, nu-i problemă, da, sigur. Să fie interactiv. Cred că și școala românească trebuie să învețe, să-și ofere serviciile către societate, să se prezinte și să împacheteze frumos toate domeniile pe care le are în curiculă pentru a fi prezentat elevilor, așa cum se prezintă cei din vest Europa și iau toți studenții buni de România în școlile de afaceri. Vin, fac un târg de prezentare, se prezintă cu 2-3 persoane. Puteți să aprind, dați casă, pentru presă. Se prezintă cu 2-3 persoane din școala respectivă care știu foarte bine curicula și foarte bine domeniile pentru care se pregătesc pe elevii, de transmit toate aceste informații, chiar dacă sunt persoane, pot fi persoane din școală sau din afara școlii, chiar sau chiar elevi care vin la această prezentare, dar mai ales curicula școlilor trebuie să fie raportată la ceea ce se întâmplă în societate. Pentru că acum este o discrepanță între nevoile noastre, cei care suntem, să zicem, utilizatori ai forței de muncă calificate de școală, și ceea ce școala califică și certifică după 10 clase, 12 clase sau chiar facultate în zilele noastre. Nu este nicio diferență. Făceam o comparație între paracetamolul care costa 50 de bani acum 15 ani și paracetamolul care costă 10 lei astăzi, dar este ambalat frumos, prezentat nemaipomenit și este vândut cu și școala trebuie să înveți și să promovezi calificările pe care le are mărul la o desfințați în România și acum îl faci din partea cealaltă. De-aia i-aș spus. Domnul director, eu am învățat 8 clase înainte de 89. Aveam 17 ani în 89, în clasă, nici nu am întâlnit despre revoluții, nici despre comunism, nici capitalism l-am învățat în perioada asta de după 89. Chestia este că nu mi-amintesc că în geografia la fizică de clasa 8 aveam și cerculețe așa. Giurgiu, Galați, Iași. Și am spus asta la cu toți cei care au stat, care spuneam. Orașul Giurgiu, de exemplu, are 70.000 de locuitori, din care 32.000 sunt între 18 și 65 de ani. Și sunt implicați în cadrul activităților care desfășoară în Giurgiu, în Luan, în confecții, în mecanica auto din chigeriei. Că nu e complicat. Câte ateliere, câte ateliere auto avem în Giurgiu? 20 de ateliere. Câți angajați are fiecare? 40 are fiecare, au un total. 45, 50, 60. În total, se stabilesc pe ramă de industrie care este nevoie. Iar școala trebuie să raporteze la ceea ce este în interior și la ceea ce se află la 50 de km în exterior, Bucureștiul. Ce are nevoie? Domnul primar zice bine. Ospătar, frizer, dar dacă în Giurgiu o să ia salariul minim pe economie plus 5% și în București o să plătească cu două salarii pe valoarea două salarii minim pe economie, dacă în București, chiar dacă trebuie să plătească transportul peste 50 de lei, că piața Bucureștiului este o piață care ia forță din muncă din Giurgiu, serios, și mă refer la peste 30-40% din ceea ce produce școala din Giurgiu. Adică, pentru noi, și Bucureștiul reprezintă o problemă ca și atracția resursei umane care vine din școala din Giurgiu pentru a fi valorificată în piața de muncă din București sau limitrofă și în piața din Giurgiu. Lucrurile astea nu mai motivația financiară o stabilește. Același lucru se întâmplă și cu investiții. Majoritatea se duce să investească în București. Sunt de forța de muncă, nu de investiții. Da, o să... De la ce am plecat, deci școala din Giurgiu, eu am discutat cu conducerile școlilor din Giurgiu și le-am și propus
pentru că e nevoie ca forță de muncă calificată, și mă refer la înalt calificat cu studii superioare, să poată să, pentru ramura pe care o reprezintă industria navală. Să apară din juriu, pentru că după 1989 niciunul din consultor de nave nu a mai fost calificat pentru această meserie din orașul Giurgiu. Am vorbit cu domnul profesor Didi Mocanu, care mi-a fost asistent pe vremea când era eu student și au trecut și acum 20 de ani de când am terminat facultatea, să vină la Giurgiu să facem o prezentare a facultății de nave. A fost foarte deschis, pentru că inclusiv cu dumneavoastră am discutat să găsim o posibilitate de susținere. Pe 3 sau 4 ani sau 5 ani cu facultatea, nu mai e 5 ani cum a fost odată, acum e 3 plus 2 ani. 3 ani bază plus 2 ani... 3 ani master. 2 ani master, da. 2 ani master. Sau 4 plus 2. Noi făceam 5 plus 1, 5 plus 2 după finalizarea facultății, 5 ani. Erau un an antrențios și ulterior s-au făcut 2 ani master, studia profundare. Chestiunea este că și facultățile sunt interesate să atragă studenți care sunt aplicați pentru o anumită meserie. Că nu putem fi toți economiști, avocați și IT-ști. Că astea sunt cele 3 meserii de bază astăzi în România. Toți se duc către IT, către economie, în ultima perioadă mai puțin, că s-a cam saturat și piața cu partea de economie, cu contabilitate și domnul director... Nu, dar acum e criză de ingineri, pentru că producția nu se face nici cu juriști, nici cu economiști. Corect. Se face cu ingineri și avocați. Deja pe piața muncii în România s-a creat un gol mare de ingineri. Nu știu, eu știu că când eram în facultate, toți colegii mei care, prietenii care erau în liceu, când la inginerie mă întrebau, era perioada 92, 93, 94, 95. Foarte dificil economic pentru ingineri în România. Foarte grea, pentru că nu era de muncă deloc, resursa umană... Era în excedent, era în excedent. ...și au trebuit administrații să găsească soluții de ajutor social, pensionare anticipată și așa mai departe. De acolo s-au rostocat de câteva chestii, dar orice învăț are și dezvăț. E adevărat că dezvățul durează mai mult decât învățul, dar trebuie să ne raportăm la ceea ce se întâmplă astăzi în piață. Da, o să am o rugăminte, pentru că și această întâlnire a noastră este înregistrată și va fi difuzată pe posturile de televiziune locală. Atunci când luăm cuvântul, să ne prezentăm și instituția de unde, și unitatea de unde venim, pentru că mă uit acum, sunt cei mai mari, eu știu, cele mai puternice firme de producție din municipiul Giurgiu, văd Zirom și PR. Ce-a mai rămas? Ce-a mai rămas ca și... ca și unități mari de producție, văd cel mai mare, cea mai mare firmă de alimentație publică, cu hotel, cu tot ce înseamnă restaurante și genul acesta. În partea reparații mașinii auto și mecanic auto, la fel, deși Lucmar și Eurocar Service și mai sunt. Deci aș vrea ca atunci când luăm, și aș vrea să fie interactivă această întâlnire a noastră, să spunem ce societate comercială reprezentăm, și ar fi bine să spunem și ce numărul de persoane care lucrează în această instituție, în această unitate, și nu în ultimul rând ce nevoie pentru fiecare domeniu. Iar ceea ce, plecând de la întâlnirea noastră, și pentru noi este un început, poate canalizat un pic de nevoia dumneavoastră. Poate pașii noștri au fost foarte timizi în ultima perioadă. Ne dorim să specializăm tineri pe domenii care se cer în oraș, dar parcă și noi ne-am oprit la jumătatea drumului. Și vă propun ca în perioada următoare, în baza unui calendar pe care îl vor face cei din primărie, la liceele respective, într-o anumită oră, când stabilim, poate între pauze sau cum este, să facem o prezentare a elevilor pe diverse domenii. Bine cei de la construcția de nave sau de la Zirom sau alt, și facem o întâlnire cu toți. Dom'le, o să vină. Și le povestești. Unitatea noastră este așa, așa, așa. Haideți să facem și acele vizite în unități. Să știți că erau parcă stahanoviste, așa, parcă erau cu comuniste.
mergem cu copiii, cu tinerii să vadă o unitate. Să știți că contează enorm de mult. Ca să vadă condițiile, să vadă că se lucrează, să vadă că nu mai e ce a fost unitatea respectivă în mintea părinților și transmisă și copiilor. Să vadă că acolo oamenii lucrează în condiții de siguranță, oamenii lucrează bine, au aparatură tehnică de ultimă generație în foarte multe unități. Drept urmare, munca acolo nu mai este munca care o făcea un sudor pe vremuri când avea un halat, un șorț și un nu știu ce protecții pe mânuși și avea electrodul în mână și cu casca în față. Nu, acolo la un moment dat se vede cum lucrează în plasmă. Deci tehnica, tehnologia e mult mai avansată și cu acest lucru poate ușor, ușor le schimbăm mentalitatea și îi facem să aibă atracție față de anumite domenii de muncă. Eu tot sper lucrul acesta și la fel, sunt servisurile auto care au dotare, au tot ce trebuie, au aflux mare de mașini, deci asta înseamnă că au de lucru. Dacă au de lucru, înseamnă că au și câștig și oamenii care investesc în această afacere, dar și oamenii care muncesc acolo. Nu mai este și posibilitate de avansare în meseria respectivă, bineînțeles, dacă se preocupă și dacă muncește. Și la fel în alimentație publică. E o criză fantastică. Nu mai spun că și de oameni de ajutor acasă, dar de cameriste, de lucruri simple, recepționeri. Și astăzi vedeam, mulți au cerut secretară să angajeze. Oameni, și recepționer este o meserie chiar frumoasă. Trebuie să știi o limbă străină, intri în contact cu cel care intrești. Este exact legătura între afacerea respectivă, între acel hotel sau ceva și omul care vine. Primul om care ia contact cu el. Acest lucru care îl propune dumneavoastră, cum da. Ana Maria Ferăstrău, și aprinde și ca să... Ana Maria Ferăstrău, de la Colegiul Tehnic Andreea Bărănescu. Ceea ce a spus dumneavoastră cu vizitele, noi am implementat în ultimii 2 ani, am avut un proiect Job Saluni, unde am mers cu copii în vizită la câteva firme. Unii ne-au acceptat, alții nu au dorit vizita, dar ce propuneți, eu zic că este mai bine pentru clasa a 8-a. Adică se orientăm deja ceilalți care sunt la început. Eu aș zice a 7-a, pentru că deja între a 8-a sunt orientați. Da, pentru că la liceu deja... Deja iau specializarea și deja știu despre ce e vorba. Da. Putem să mergem, chiar dacă, acum vă întreb din punct de vedere al legislației, dacă nu au terminat liceul și n-au luat bacalaureatul, poate să urmeze cursul unei școli profesionale, dacă n-au luat? Nu. Odată ce au parcurs formă de învățământ, nu se mai pot întoarce. Dar e o prostie. Dom'le, iau-o de la zero. Am făcut un liceu, n-am fost în stare, n-am luat bacul, mă duc la o școală profesională după ce am terminat liceul. De exemplu, sau o școală de pregătire. Dacă n-am putut să urmez o specializare pe școală profesională sau liceu, pot merge mai departe la școală post-liceală. Și urmez 3 ani în care mă specializez pe anumită chiar meserie dacă care e cerută. Chiar dacă n-am făcut până atunci nimic. Poți să vin de la liceu teoretic, de exemplu, da? Fără, și n-ai luat bac. Fără bacalaureat. Și poți să faci o școală post-liceală. Poți să faci o școală post-liceală, da. Haideți nivelul de pregătire va fi nivel 5. Eu zic că ar putea să mergem pe două direcții. O școală profesională, luându-l din clasa 9-a, care nu este... Dar eu zic și cei care au 18-19 ani. Avem și școală post-liceală. Specializările de la școală post-liceală sunt tot cele cerute de agenții economici. De exemplu, avem tehnician electroenergetician. Am avut cerere pentru cei care instalează centrale termice cu gaz și electrice. Doamna director, spuneți-ne ce ofertă aveți dumneavoastră la liceu. Până la urmă, hai să plecăm de aici. Și cum vă las și pe dumneavoastră, domnul Dan? Profesională, se începe la cel mai mic nivel, ofertele sunt concordanțe cu solicitările agenților economici. Avem mecanic auto, tinichigiu, opsitor auto, electrician, exploatare, joasă, tensiune, electromecanic, cutivaje și instalații industriale, sudor. O secundă, doamna director. Da. Ne spuneți la fiecare calificare câți avem efectiv elevi pe calificarea respectivă. Avem multe. În momentul acesta, dar avem o clasă de acutare, avem o clasă... În moment, avem o clasă de electrician, exploatare, joasă, tensiune, clasa 11-a cu 13 elevi,
Și care ar merge unde? Că sunt niște denumiri mai așa, mai pompoase și care, sau cel puțin, și care ar fi ceea ce învață acolo, ar putea să meargă în sectorul acesta. Și dacă poate să spună unde fac practică. Da. E foarte important, dar nu fac practică, degeaba termin. Da. Nu ia pot fără să facă practică, după știu. Da. Haideți, ia ziceți. De exemplu, la clasa 11 au 600 de ore de practică, deci nu au cum să facă în școală. Pe meserie, doamna director, pe meserie, da. Care licea în exploatare joasă tensiune fac practică la INSAR. Pentru că ei au solicitat această specializare. Da, avem clasa a 11-a și a 10-a. Clasele nu sunt foarte numeroase, deoarece au fost puține solicitări. Bun, și asta. Avem un sudor la clasa a 9-a și a 10-a, tot profesională. Și merg la shipyard, da? Vor merge clasa a 10-a acolo și practic încă n-au început-o la a 10-a, o fac mai târziu, în vară. Așa e programul școlar. Între 11 au și 100 de ore de practică. 11 a brutat, practică preparator produse făinoasă, unde fac la Vanesim practică. La etanul și acolo, de acolo am avut solicitările. Și acolo i-au acceptat la practică. No. Deci a fost mai slabă comunicare. Deci de aici încolo, toate comunicările care le faceți pentru mediul de afaceri, vă rog să le dați și la primărie. Poate că voi avea un cuvânt de spus să vorbesc cu acel manager de firmă și să-i spun dacă vor să primească 10, 5, 7 să facă practică. Tot timpul și în primărie au venit solicitări foarte multe de la giurgiuveni, studenți, care au dorit să facă practică în zona Giurgiului și am găsit pentru fiecare înțelegere pe domeniul respectiv, că să numea primărie, că să numea vreo instituție publică de municipiul Giurgiu, ca să facă practică acolo. Deci dacă cumva aveți, eu știu, cerință, vă rugăm să nu ocoliți și primăria și să încerc și eu prin puterea care o am sau prin, eu știu, cunoștințele care le am să facilitez această practică la mai mulți operatori. Da, ziceți. Altă specializare este electronist, echipamente, unde fac practică la REOS, în clasa a 9-a, vor merge tot în vară la REOS, la practică. Am avut solicitare de 28 de locuri, dar din păcate nu avem decât 18 înscriși. Nu, am avut clase propuse de lătături și construcții metalice, lătături în domeniul tot de lătucerie care nu s-a înscris. Nici în 2016-2017, nici în 2017-2018 nu am avut niciun candidat, aici nu s-au format clasele. Și nu am propus acest lucru, că nu putem să propunem decât la solicitarea agenților. Cam acestea sunt specializările de la... La mecanică... Mecanică... Pentru anul următor, 2018-2019... Mecanică auto și... Mecanică... Avem la liceu mecanică, întreținere și reparație. Și unde fac practică? La mecanică pentru întreținere avem școală decât la Seran. Și nu fac practică, ei lucrează. Foarte mult de acolo lucrează și vor un alt nivel de calificare, o școală profesională și vor un nivel mai avansat. Bine, pe lângă asta mai avem și situația în care agenții economici au solicitat anumite meserii, de exemplu cum ar fi electrician auto, și nu există în nomenclatorul nostru de specializări. Nu avem așa ceva. De asemenea, și shipyard ne-a solicitat vopsitor sablator și nici asta nu avem ca meserie. Nu avem ca meserie. Bun. Și de la liceu, de la economic? Da. Deci, pe același tipar, ne spuneți ce ofertă ați avut, ce aveți efectiv și unde fac practică. În acest an școlar vorbim întâi despre școală profesională, avem 4 clase de școală profesională cu 93 de elevi, 77 sunt pe alimentație și 16 pe comerț. La alimentație avem o spătare tine vânzători în plus de alimentație și fac practică la Casa Românească, Casa cu Flori, Profan, Cafe Natur, Calypso, Plompii și Prietenia. În anii precedenți ne-am avut și parteneriat cu Hotel Sud. Nu
știu de ce nu s-a păstrat acel parteneriat. Știu de cât o disciplină. Pe partea de hotelărie nu aveam cum să facem acest parteneriat, pentru că pe turism noi avem agenții de turism și nu recepționer sau tehnician în hotelărie. Intenționăm să obținem noi calificări, lucrăm la dosare de autorizare pentru organizator banqueting, bucătar pe școală profesională și tehnician în hotelărie. Doamne, dacă vă spun, eu am terminat liceul de alimentație publică, economic, profil alimentație publică și pe diploma, prima mea diplomă când am terminat liceul, că se dădea când pe vremea terminai odată liceul, te dădea și o diplomă de să te înscrii undeva, cred că și acum să dăm, scria lucrător în alimentație publică și în paranteză scria ospătar, bucătar, cofetar, patiser și la fel recepționer. Deci în școală făceam toată gama aceasta. E bine, era liceu de alimentație publică, era destinat, făceai. Este bine, pentru că o meserie de, eu știu, ospătar, putem să avem și în acea, eu știu, programă și cunoștințe de recepționer. Dacă vă spătea, cum poți să fii dacă n-ai în toată lumea civilizată, în toate restaurantele... Nu, Ciubanu, aprindeți și casa. În toate restaurantele mari, ospătarul face 3 luni, lucrează 3 luni pe an în bucătărie. Dacă el nu știe cum să prepară, cât durează, ce ingrediente conține produsul, n-are ce căuta în ospătărie. Că toate tipurile, și pe tipul lui Ceaușescu, să dădea bucătarul ospătar. Știu ce spuneți, dar curiculumul național are niște obiecte de studiu pe care noi suntem obligați să le respectăm. În afara acestor parteneri, chiar săptămâna viitoare vom pleca cu 20 de elevi în Portugalia la restaurante de renume pentru practică și la unități hoteliere, dar în cadrul unor ședeleuri făcute la clasa 10. Asta însemnând că dumneavoastră sunteți la al patrulea ciclu, al treilea proiect, al patrulea ciclu de al patrulea flux de elevi și urmează în aprilie. Din 20 în fiecare an. Câți au mai rămas în Giurgiu? Sunt destul de mulți. Și lucrează în unitățile de alimente? Lucrează și în unități, în urmează la facultăți. Doamna, cei care merg în Portugalia, câți din ei și în limba engleză, care e limba oficială în turism? Majoritatea, da, altfel. Cunosc limba engleză. Noi nu putem să luăm Portugalia fără o testare pe care o face Agenția Națională de Proiecte. De anul ăsta, pregătirea lingvistică se face pe o platformă cu minim de 60 de ore și cu un nivel minim de A1. Eu mi-amintesc când am primit de la dumneavoastră regii practică, nu știu limba engleză, n-am putut să fac un recepție. Încă dacă vă spun, ei nu lucrează în hotel. Da. Continuați dacă mai avem, Imea, dacă mai aveți o ofertă. Avem pe liceu, tehnician în activități economice, tehnician în administrație, pe comerț, școală profesională, comercian vânzător. Vom avea de anul școlar următor în ofertă o clasă de ospătar și o clasă de comercian vânzător la școala profesională și continuăm pe aceleași calificări și liceu. La liceu avem tehnician în gastronomie care, după cum spuneați noastră, la finalul liceului sunt calificați pentru toate aceste meserii, bucătar, ospătar, practicer. Și ei fac practică? Da, toți fac practică. Ok. Da, haideți să auzim că tot am început un... Dragul Daniel, mă numesc, reprezint prima Rosmar. Avem circa 50 de ani angajați. De anul acesta am pornit o discuție cu doamna Ana de Ferestră, la colegiul tehnic, pentru inventarea unei clase de mecanici auto. Tot ce mă lipsa acută noi în domeniul ăsta, nu se mai recrutează oameni, ci se împânează de la un agent economic la altul. Asta este realitatea. Oamenii pregătiți, mulți sunt în domeniu și sunt exact pregătiți. Mi s-a pierdut copiii care termină liceu chiar aveam mai mult un potențial coleg care termina Maiorescu și făcea naveta la București, două ore dus, două ore întors la Imal, cu niște denumiri, era pică, handobă, adică cu sigur colecta niște produse din depozit și vreau să fac o mecanică auto. Cred că cel mai bine, și din scuțele cu Ana Maria, am constatat că ar trebui să mergem agent economic împreună cu directorul școlii sau cu
mai prezentăm din partea școlii și să prezentăm ce înseamnă această meserie în școlile din județul Giurgiu. Iar din clasa 7-a, 8-a, cum propunea doamna, pentru ca să putem să educăm părinții în sensul ăsta. Din 2017 mai avem un parteneriat cu Bosch, dat într-un proiect cu Bosch Service care este la nivel mondial. Am inițiat o discuție și cu Bosch România pe partea de a dota un atelier de mecanic în cadrul proiectului tehnic, pentru că această meserie presupune foarte multă practică, iar dacă nu avem baza materială în cazul colegiului unde copiii să poată să învețe efectiv până când vor veni să facă practica în unitățile noastre, pentru că am înțeles că din anul 2. Anul 2, în practică. Și de altfel ne-am dorit noi ca acest atelier să fie la un nivel mai ridicat din punct de vedere al adoptării și eventual să facem invitații atât copilor cât și părinților să viziteze acest atelier și să vadă efectiv ce vor învăța copiii dumnealor în cadrul acestei meserii. Vrem de altfel să luăm cu Bosch România să facem o acțiune de marketing, le denumim noi în școli, să mergem inclusiv cu reprezentanța lor care să povestească tot ce înseamnă partea asta de mecanică auto, că din păcate nu mai există un asemenea și cu ei care erau odată. Mașinile, dacă ați observat, sunt din ce în ce mai performante. Tendința este către mașinile electrice. Și pe lângă asta, foarte multă tehnologie și electronică pe mașini. Sunt mașini care parchează singure, sunt mașini care fac fel și fel de lucruri. Au o zonă acolo în care ajungi la supermarket sau autocartare, o trimis singură să parcheze, o chem de poate viață de mobil. Lucrurile evoluează foarte mult, toate că infrastructura noastră nu este pregătită pentru astfel de lucruri, dar mașinile se construiesc, se comercializează. Pot să vă spun că, de exemplu, aici am făcut un studiu, în România sunt 174.000 de mașini cu o vechime de cel mult 2 ani, la un parc auto de aproape 7 milioane de mașini. Deci foarte, foarte învechit parcul auto și de asta spun că este o necesitate de forță de muncă în domeniul ăsta. Acum, noi așa am gândit-o, să putem să facem un mult marketing și să convingem atât copiii cât și părinții să se aplice asupra acestei meserii. Am propus să începem cu o clasă de 15 mecanici și 15 tehnicii vositori, să sperăm că vom reuși să convingem copiii și să înființăm această clasă. Pe viitor mi-aș dori chiar să avem două clasă, că este posibil. Și pot să spun că noi, în momentul de față, avem nevoie de personal în ce domeniu. Cum vă spuneam, îi vorbeam și nu îi recrutăm. Da, și este o afacere, pot să spun, în expansiune. Ținând cont de faptul că în anul 2018 au fost înmatriculate în județul Giurgiu 14.000 de mașini și eu sunt ferm convins că 80% sunt mașini vechi și foarte vechi, lucrul acesta atrage și o dezvoltare a acestui segment de reparație auto, de verificare auto și de tot ce înseamnă, întreținerea lor. Și chiar salutăm această decizie a dumneavoastră de a sta alături de o unitate de învățământ, tocmai ca să vă pregătiți personalul necesar pentru anii următori. Problema este, și lucrul acesta l-au semnalat foarte mulți oameni de mediul privat, nu există o legislație care să vă protejeze vis-a-vis de investiția dumneavoastră. Dumneavoastră investiți în acești tineri, cheltuiți pentru ei, statul cheltuie, și la sfârșit de tot zice, nu vin la tine. Și nu-l obligă. Prin legea uceniciei te obligă să rămâi? Nu. Trebuie să respectă Constituția. Da, dar vedeți? Libertatea omului. Libertate, libertate, dar atunci când semnezi un contract și eu investesc în tine, măcar dă banii aia, păi sau îmi plătești banii dacă... Să vă spun cum stau lucrurile, pentru că, așa cum am spus, anul trecut am fost și am popularizat în cadrul școlilor, oferta școlilor profesionale. Părinții întrebau și cred că au rămas cu sechele din alte vremuri. Acei bani pe care îi primesc elevii la școala profesională le obligă ca după ce termină școala să fie legat cumva de școală sau de un agent economic? Noi le-am spus că nu, pentru că legea așa spune că nu. El trebuie doar să frecventeze cursurile școlii pentru a primi acei bani. Nu au fost convinși. Nu erau convinși de lucrul ăsta. Și după ce s-au înscris și știe și Ana și știe și doamna directoare de la liceu economic,
Cei care au fost admiși la școala profesională, unii dintre ei nu au semnat acel contract prin care se obligau să vină la școală pentru a primi banii. Tocmai pentru, nu știu pentru ce, nu am putut să înțeleg și nici nu cred că o să înțeleg vreodată. Iar cu privire la ceea ce spunea domnul Deacu de la Lucmar, dacă veți vrea două clase, de la noi le veți avea. Ideea este dacă veți avea cu cine să le umezi. Aici e problema cea mai complicată. Ideea este că noi împreună cu dumneavoastră trebuie să facem astfel încât aceste clase să devină atractive și ei să poată să se îndrepte către școala profesională. Am mai avut discuția, și imediat vă dau cuvântul, cu părinții că dacă au venit la școala profesională, ei vor rămâne închiși doar cu școala profesională. Nu! Parcursul lor profesional după aceea se poate completa cu studii liceale. Nu e nicio preliște să faci o școală profesională și după aceea să mergi la liceu, ba chiar poți să obții două sau trei specializări dacă după ce termin liceu mai mergi și la școală post-liceală. Dar aici depinde foarte mult de părinte și mai puțin de copil. Și știți care a fost răul cel mai mare? Faptul că un copil, că nu mai funcționează, faptul că un copil dorește să facă o școală profesională, merge la acea școală profesională și nu se integrează după aceea pe piața forței de muncă, din vari motive. Asta e un aspect negativ, iar cel mai mare zice, păi de ce să-l dau la o școală profesională să stea un an jumate când se duce colea la JOFM, mai dă și bani și dă și o diplomă. Da, dar nu-i dă prea multă carte. Nu-i dă prea multe aptitudini. Școala aia, ce-o fac cei de la JOFM, e o formă așa, nu m-am apucat să zic mai multe, dar e o formă așa de a folosi banii europeni, să-i aducem pe la noi, să zicem că i-am cheltuit și să se bucure de ei, ba profesorii care fac acele cursuri, ba lectorii respectiv, ba firma care organizează, cam toată lumea câștigă. Dar cel care face cursul, și cursantul câștigă că îi dă un ban, dar mai departe, vin la audiență și spun, am 4 diplome și nu-mi găsesc loc de muncă. Păi zic, diplome asta ok, dar ai lucrat pe undeva? Păi nu, că n-am găsit nicăieri. Dar te-ai dus? Păi m-am dus, am lăsat un CV, dar cam atât. Dacă poate să iau o calificare de sudor, poate să o ia cursurile astea, eu zic că poate în 6 luni, nu? Ați angajat vreodată din aceștia care au venit cu diplomă, sunt sudor? La reconversie profesională. Și când s-au dus și zice, bun, e sudor, ia dă o probă de lucru. Da, mă prezint acum, director general executiv la Șantier Naval și chiar la DG Giurgiu, așa cum se numește Șantierul Naval. A fost la platforma Șantierul Naval după 2002. Noi avem în această perioadă în jur de 370 de persoane angajate pe platformă. În medie suntem undeva pe la 400 de angajați, media anului trecut 2017, iar pentru perioada care vine pentru următoare 6 luni avem un deficit de resurse umane undeva de 30-60 de persoane pe care dorim să le angajăm la nivel necalificații, calificăm prin programul de ucenicie sudori pe care deja l-avem acreditat cu AJOFM, Giurgiu. Sunt un număr de 6 persoane care au venit în șantier și au dorit să se înscrie pe această platformă de ucenicie. Noi avem în derulare și pregătirea programului de formare pe ucenicie pentru lătătuși constructori de nave, pomenul nostru. Sperăm că în 6 luni de zile să obținem și această formare profesională. Ne transformăm ușor, ușor în școală profesională, dar considerăm că pe termen scurt, mai vorbim de termen scurt, ceea ce înseamnă un an și jumătate, nu pe termen mediu și lung, ce înseamnă de la 3 ani, la 5 ani de zile, formarea unei persoane pentru a fi calificate la nivel 2, zicem, în construcții navale, care urmează școală 3 ani plus 2 ani în fabrică, 5 ani de zile. Trebuie să rezolvăm problemele pe termen scurt, iar acest program de formare profesională cu ucenicie ne ajută să îi aducem pe platformă, integrăm în formație de bază, îi pregătim teoretic și practic.
Sperăm să vină tineri și nu numai tineri, toți cei care doresc să înveți o meserie pe zona de sudură, pe zona de lăcătușerii construcții de nave, pe zona de tubulatură, pe zona de vopsitor industrial, salvator vopsitor, cum am cerut solicitat noi. La ulterior am găsit în corp profesia vopsitor industrial, care face și partea de pregătire a suprafeței. Salvare este operațiunea propriu-zisă, dar e pregătirea suprafeței. Avem comenzi pentru tot anul 2018 și sperăm și pentru să acoperim și 2019 în următoarele două luni de zile. Sperăm să găsim și restul sau bani. Șantierele din România, de Ila și Turcia, au ales să aducă vietnamezi ca să poată să își acopere deficitul de forță de muncă pe care România, școala românească, nu poate să-l ofere în acest moment. Așa e, Nicolae. Da. Cam la câți oameni credeți dumneavoastră că veți pregăti, cam câți oameni credeți că veți pregăti prin acest program de ucenicie? Sau care sunt, eu știu, viziuni, care sunt așteptările dumneavoastră? Programul de formare profesională pe legea ucenicii la noi a început acum 60 de zile, acum 2 luni, și avem 6 persoane care deja îndrumate de AJOFM și identificate de noi în resursa care a venit prin depunerea CV-ului la resurse umane. Dar până unde puteți merge ca și număr de persoane? Noi putem să pregătim în jur de 20-30 de persoane pe fiecare ciclu 6 luni de zile în interiorul platformei. Cu personalul care îl avem și intenționăm să utilizăm și personal calificat care astăzi a ieșit la pensie pentru aceste programe de formare profesională, ceea ce recomand și școlilor, pentru că de la noi din șantier au ieșit deja din sistem, au mers către pensie, ingineri, maestri, care pot fi utilizați în pregătirea profesională de specialitate, pentru că nu cred că este suficient să ai facultate, trebuie să ai și personal calificat pe zona de pregătire practică, care să transmită toate aceste cunoștințe. Un deficit foarte mare de maestri. Da, maestri. Mai știm să prea mai fac, nu prea mai sunt școli de maestri care să... Ba da, noi am avut... avem un desfășurare. La Giurgiu și sunt și școli de maestri care formează maestri în Giurgiu. Avem 4 colegi care au finalizat studiile școlilor de maestri, atât pe zona auto, cât și pe zona de tehnologie industrială. Noi avem la școala pozițială maestru mecanic, dar condiția este de minim 3 ani vechime în domeniul mecanic. Da, bine, iar, e normal. Nu poți să fii maestru dacă n-ai... Au școlarizat până anul trecut, anul ăsta nu mai au pentru că n-am mai... Dacă n-ai fost ucenic și calfă, dacă e să o luăm după modelul vechi. Pentru că în sală mai sunt, și n-am vrea să întindem prea mult, adică să discutăm, multe sunt de discutat. Sunt și din alte domenii. Ziromul, unitate, singura unitate care a mai rămas de pe platforma combinatului chimic și cu o investiție de aproape 5 milioane de euro anul trecut. Dacă... Noi suntem pe piață în 1991. Până în 2004 am făcut cercetare și am produs prin modul de și din Gormiu. În 2014, pe fărurile europene, am reușit să deschidem o forjă și în acest moment facem și produse forjate, ceea ce ne-a făcut să ne ajutat să ne dezvoltăm foarte mult pe piața vitamine. Este singura fabrică de profil din România și una din cele 4 din Europa. Produsele noastre ajung în industrie precum industria aeronautică, industria automobilistică, nucleară, medicală, pentru proteze medicale. Vitaminul este un material care se lucrează destul de dificil. Ca atât urmare vrem să spunem același lucru ca și colegii noștri. Putem oricând să vă ajutăm oameni care au ieșit la pensie și care au lucrat în acest domeniu, pentru că ei știu foarte bine cum se procedează cu acest tip de material. Avem în acest moment 156 de angajați. Derulăm un nou proiect european prin care dorim să dezvoltăm și mai mult fabrica și va trebui să angajăm alți specialiști. Pe partea de inginerie am încercat să rezolvăm această problemă. Am încheiat, am întrebat un protocol cu
facultatea de metalurgie și am avut deja prin studenții practică și sper că vor fi și colegii noștri începând de anul viitor. Problema pe care noi o întâmpinăm avem în meserile de bază, cum ar fi strugar sau operator mașinilor de automate, semi-automate, strugar, frezor, sutor în plasmă. Doamna Gabriela, încercați să, ați încercat să preluați din exemple, uite cum a zis domnul Patrick la șantier, să facă, să folosească această oportunitate de ucenicie, da, folosind platforma JOFM-ului și tot ce înseamnă această lege a uceniciei și facilitățile care sunt, pentru că aveți, ca și dumneavoastră, sunteți unități mari ale orașului, nu prea mai sunt în afară de Shipyard și Zirom. Igmugu lucrează pe fostul Igmug, deja este o firmă din OMA din, din Italia, pe confecții metalice. Și ușor, ușor, Dunăreana, platforma Dunăreana, și cam aici ne aflăm cu unitățile vechi ale orașului. Asta este modalitatea pe care și noi am discutat, am discutat-o, cum știți, noi avem o conducere, directorul nostru este Neam, și am îmbrățișat cumva această soluție, cea de ucenicie, pentru că alte posibilități nu avem. În ultima vreme am reușit să aducem oameni de la Roman, am ajuns la Giurgiu, am lucrat cu tot familie la Giurgiu. E singura posibilitate și pentru noi este cea de ucenicie. Să înțeleg că vin oameni și în Giurgiu, nu doar pleacă. În alt domenii, confecții, este cineva? Da, și în partea de confecții să știți că avem mari, mari probleme. Am avea posibilitatea să oferim forță de muncă, de, să oferim locuri de muncă, cel puțin la nivelul câtorva sute, în orice moment. S-au înființat pe fosta platformă Dunăreana, în zona adiacentă, s-au înființat foarte multe firme, au preluat spații libere, au dezvoltat afaceri în domeniul confecțiilor. E o muncă grea, e o muncă nu foarte bine plătită, cu foarte multe responsabilități, dar eu cred că și piața trebuie să cearnă un pic în domeniul acesta. Nu-ți mai poți permite, când ai o afacere de succes, când ai o afacere de viitor și cu continuitate, să-ți plece un om care l-ai pregătit pentru faptul că ți-a mai cerut 200 sau 300 de lei la salariu minim sau să-i mai ții cu salariu minim. Eu cred că ar trebui ușor, ușor să venim salariu minim doar acolo unde știi că poți găsi pe forța, pe piața forței de muncă personal care să-l angajezi, iar la ceilalți ar trebui o altă formă, nu știu, de cointeresare. Pentru că exact ce spunea domnul Patrick, simplu, dacă găsește la București dublu, să duce la București, și vă spun că nevoie de forță de muncă este și la București, și vă mai dau un simplu exemplu. Populația aptă de muncă în București este de 1 milion de persoane și numărul de persoane angajate în București depășește 2 milioane. Asta înseamnă că este un aspirator de forță de muncă din toate județele învecinate. Și cu probleme, da, da, vedeți ce înseamnă că acum pe noua legislație privind impozitul pe venitul global, toate veniturile se duc în București. Deci impozitele pentru acele persoane care muncesc, impozitul pe venit și pe venitul global se duce către București. Noi venim cu atracția forței de muncă pentru că, la Giurgiu, și atracția investitorilor pentru că sunt condiții mai bune. Dar și cei care vin trebuie să gândească că nu poți merge la infinit pe salariu minim pe economie. Când vrei să ții un om. N-ai cum. Nu mai poți. Și la un moment dat, dacă îți pleacă un om bun, odată că ți-a perturbat un pic activitatea, depinde de mărimea. Dacă ai 300, ți-a plecat un om, îl vezi cum îl reușești să faci mai puțin simțită lipsa. Dar când ai o firmă de 7, 8, 10 persoane, sau o afacere de 7-8 persoane și ți-a plecat unul sau doi din cei, că ți-au plecat doi ospătari și aveai trei și ți-au plecat doi. Ți-a destabilizat un pic, pentru că ei pe cine nu face, l-ai adus acolo, strică și ce ai muncit ca să-ți creezi o publicitate și o reclamă a spațiului respectiv, ți-a stricat sau ți-a plecat bucătarul. Văd că încep să aducă bucătari care convin după la București sau după în țară, de la cei și-au deschis aici la acest bistro. Și au adus, stă în București, dar ele după Târgu Mureș. Deci asta spun, ușor, ușor,
Există o migrație a forței de muncă, dar noi încă nu suntem obișnuiți ca români să creăm această migrație a forței de muncă. În Statele Unite, lucrurile simple. Nu ești legat de glie, cum se spune, cu o locuință proprietate. Toți au închiriat, au găsit un job mai bun să ducă și au cu o locuință cu chirie, cu o chirie mai mare, dar condiții mai bune, care și un salariu mai mare. Și au rezolvat. Noi primul cu când ne ducem undeva ne-am cumpărat casă. Sau ne facem credit la bancă și ne-a luat o casă și nu mai poți să pleci de acolo. Decât dacă ești tânăr și în general ne pleacă tinerii tot pe acest principiu, că nu-i leagă nimic. N-au casă, n-au aia și zice, stau cu părinții, mă chinui, plec. Și au plecat afară. În ce alte domenii mai sunteți? Deci toți sunteți pe... Nu, că vreau să îmbrăcăm tot... Da, eu am să mulțumesc reprezentantul oșorului din Giurgiu pentru informarea care au făcut-o, care a fost foarte bună. Nici nu știam că sunt clase cu numărul de ele pe care le-au transmis și calificările pe care le-au transmis către noi. Știam de cei care au venit către noi pentru practică, dar nu tot ce s-a discutat aici, ceea ce este foarte bine. Revind la ceea ce am spus inițial, școlile trebuie împreună cu voi angajatorii din zona privată și de administrație să încercăm să îmbrăcăm o haină frumoasă de marketing, cum spunea domnul de la Lumar, pentru ca tinerii și părinții să aibă acces la această informație și să cunoască că ceea ce se întâmpla odinioară în anii 90 nu se mai întâmplă astăzi nici în mecanica auto, nici în ghigerie, nici în șantier de navale, nici în confecție, se lucrează cu mașini performante și nici în patiserie, în fund, se lucrează cu echipamente de ultimă generație, cu cerințe ale autorităților în domeniu care sunt respectate de toate entitățile care desfășoară activități în România. Iar, cum am învățat noi la școală, că meseria învățarea de aur, nu fie învățarea de aur, dar te ajută să duci o viață care să-ți acopere toate costurile ca să poți să-ți cumperi casă, mașină, să întreții și celelalte lucruri care ai nevoie de noi. Eu, ca și, eu știu, o finalitate a întâlnirii noastre, este bine că aflăm și noi care sunt cerințele pieței, aflăm și ce ofertă au școlile. Dar lucrurile trebuie duse mai departe. Vom face un grup de lucru în cadrul primăriei, vom lua legătura cu toate școlile și cu ce școlile respective, să vedem ce ofertă au, ce propun și o să încercăm să fim mediatorul celor două entități, școală, mediul de afaceri. Să fim liantul între cele două. Adică să organizăm și să, cu inspectoratul școlar, să stabilim anumite zile, anumite ore în cadrul școlilor respective și să aducem, să rugăm și părinții, să rugăm și firmele respective să-și prezinte oferta. Am văzut la foarte mulți dintre dumneavoastră tot felul de pliante, tot felul de materiale promoționale. E bine ca acești tineri, e bine să, acum ei nu prea stau să mai citească prea mult, au acest telefon, au netul și reușesc foarte ușor să penetreze informația din alte surse decât hârtia care o aducem noi sau formatul cu care mulți dintre noi suntem obișnuiți și familiarizați. Vom merge pe toată această perioadă, vom încerca să facem acele întâlniri cu părinții care le făceau la școală în clasa 7-a, în clasa 11-a poate și cei care termină sau a 12-a care termină, pentru că trebuie să le spunem și acelor părinți ai unor elevi care n-au nicio șansă să termine liceul sau să termine să ia bacalaureat, să aibă o licență. Și atunci e bine să aibă informația că după terminarea liceului, domnule, n-a luat, nu mai stă degeaba. Uite, îi găsim o școală post-liceală. Cum s-a mediatizat într-o anumită perioadă și are oarece, eu știu, are oarece succes aceste școli post-liceale de asistenți medicali. Pe principiu că dacă nu-și găsesc de lucru aici, pleacă afară și la 2 ani de zile, dacă au vechime 2 ani de zile, pleacă afară, că au o școală care, până la urmă, acolo am văzut tot timpul că sunt cerințe, deci sunt două școli de post-liceale. Haideți să le spunem și părinților că dacă nu au luat treapta, nu au luat bacalaureatul, nu e o tragedie atât de mare și a rămas degeaba. Există anumite școli post-liceale pe segmente respective în care poți să înveți o meserie. Și dacă nu a plecat de la clasa 8-a sau a 9-a să înveți o meserie, hai să-l ducem pe acela care n-a vrut să meargă la școala profesională și s-a supărat și l-a transferat la liceu, să nu fie mai prost sau să nu fie bazjocor a celorlalți colegi,
dacă termină liceul și nu ia bacalaureatul, haideți să-i îndrumăm către o școală post-liceală mult mai aplicată într-un domeniu. Și poate că era copil în clasa 8-a și nu știa unde să ducă, dar în clasa 12-a parcă își vede undeva viitorul. Nu, lucrurile stau în felul următor. Domnul Patriche a emis aici o idee, aceea de a promova oferta școlilor. Noi o promovăm prin două metode. Una se numește Târgul Educațional, care se desfășoară în fiecare an, în perioada aprilie-mai, și vin toți elevii de clasa 8-a din școlile din jurul municipiului Giurgiu și din municipiul, bineînțeles. Și a doua modalitate se numește porți deschise la școlile și liceele vizate. Prin urmare, dacă dumneavoastră ca agenți economici ați veni ca să ne dați acea solidaritate că ceea ce se oferă de către școală va avea după aceea corespondent în viitorul lor pentru a se putea angaja, până ne-ar ajuta foarte mult. Eu cred că există, am înțeles acum că există deficit de forță de muncă numai în meserile industriale, dar comunitatea are nevoie de instalatori, de electricieni, pentru că activitatea de prestări servicii este necesară indiferent de ce activitate industrială se dezvoltă în comunitate. O să vedeți că peste 3 ani nu o să mai găsiți un electrician să schimbă o priză. Acum ce forță de muncă este îmbătrânită și gândiți-vă că orice unitate are nevoie și de un instalator și de un electrician. Plus, ce sunt asociațiile de locatari și așa mai departe. Avem un liceu economic. Se duce o criză de lipsă de forță de muncă de contabili. Statele Unite și Canada au de peste 40 de ani un deficit de forță de muncă în aparatul financiar contabil de 230.000. Numai de la mine din companie au plecat în Canada 9 fete cu soți ingineri. Ele în 2 săptămâni s-au angajat pe lucrând pe standarde internaționale, fiind auditor, fiind experți contabili. Ele în 2 săptămâni, știind limba engleză, în 2 săptămâni s-au făcut de treabă. Și una a plecat în Statele Unite. Avem liceu economic aici. N-am văzut, și cu domnul inspector am mai vorbit, dom'le, nu se face un program de practică. Eu sunt prima firmă de audit financiar și expertize contabile înființată în România în noiembrie 1991. Am trecut de la Ministerul de Finanțe până în privat. Dar am contract cu ASEU, care vin studenți atât la biroul din București cât și la biroul din jur. Liceul economic trebuie să aflată. N-am văzut un profesor, un inginer, un director. Așa să zic, dom'le, uite, avem și noi o clasă pe care trebuie să-i facem contabil. Nu trebuie să mai avea cum a studiți pe ele. Pentru că e dificil și în Europa. Eram cu domnul Stălișteanu când era prefect în Danemarca, am găsit firme în Danemarca care țineau evidența contabilă în Portugalia. Și nu mai spun, în 97, când am fost în Statele Unite, în Statele Unite, unchiul Sam ține evidența contabilă în India. Când unchiul Sam pleca acasă, la indianul să scula, atunci se scanau documente și se trimiteau. Și invers, când ăla venea la treabă, ăla îi trimitea la treabă. Și aici trebuie să facem, că Giurgiu, dacă vă uitați pe teletext, cel puțin 5-6 anunțuri sunt că se angajează contabil. Juniori, și eu am, și pe Jobs, pe București. Numai, într-adevăr, fuge toată lumea de această meserie, că într-adevăr este o meserie sedentară, se face numai cu fundul pe scaun și mai are și dezavantajul de când a apărut ordinul ăsta 1802, dar sunt toate declarațiile de semnează contabil, ne mai semnează administrator. Și aici, da, și când e o chestiune, dacă vine de neam, antifraudă, primul om care e luat la notă explicativă este contabilul de evidență primară. Dar și pentru aceasta trebuie făcută o clasă. Dar ce să se întâmplă? Nu se predă, termină liceul economic și nu se predă legea contabilității. Sau nu se predă legea gestională. Sau legea de păstrare a bunului. Domnul Ștobeanu, stați un pic. Hai să discutăm așa. E aici doamna directoare. Vă
întâlniți, mergeți la școală și o să vedeți că lucrurile nu stau așa cum spuneți dumneavoastră. Eu așa simt în piață. Da. Una e ce se simte în piață, pentru că... Nu se, banii nu se numără la școală, se numără în piață. Banii nu se fac la școală, se fac în piață. Deci, și noi aici trebuie să fim pragmatici. Conform planului de învățământ, practica se desfășoară acum în cadrul unor module bine stabilite. Unul dintre ele este contabilitate pe calculator, nu știu exact cum se numește. Avem laborator de informatică. Avem softul de contabilitate. Copiii fac practica acolo. Statistică. Să Mare parte. Domnul Ștobean, mare parte sunt la Facultatea de Științe Economice studenți. Studiu, că nu cer că suntem... Facultatea de studii economice. Științe, da, științe sunt la ISE. Așa se numește. La ISE. Nu, ASE e studii. Aia e diferența. ISE-ul era Institutul de Studii. Și în fiecare de practică. Și, da, mai revin la oameni, pentru că cred că sunt singura unitate care avem o fabrică de dulciuri despre care eu nu gândesc în județul Giurgiu nici un produs. Dar când fac export în nouă țări, suntem un metru, suntem în toate județele din România, mai puțin Giurgiu. Pentru că însă de la nivel local, l-am invitat și pe domnul primar, l-am invitat și pe toți cei care au fost, n-au venit să vizitez odată fabrica. Nu, eu am vizitat fabrica. Cine? Domn primar nu cred că n-a fost. Nu, eu am vizitat fabrica. Am vizitat fabrica. Păi, da, dar de atunci s-a mai făcut investiții. Ne-am mai modernizat, am mai spus și produse noi. Unde sunt cofetaria Tatu Sezam? Eu fac, de asigur, transport, de asigur, masă caldă. Și facem transport, aducem după la Pietroșan, Stănești și așa mai departe. Sunt angajat la Franco, am informația că una dintre elevele care a terminat, a noi este angajată la firma Franco, pe Cofetar Bachisel. Avem angajat la Casa cu Flori, avem angajat la Casa Românească, doar din ce am putut noi să... Dar văzut că sunt un număr mare și la doamna și la dumneavoastră. Deci la prima casă, la noi de brutar, partisel, preparator, produse făinoase, deci în vară. Eu pot să primesc în practică și câte 10 pe... Noi n-am primit o solicitare de la dumneavoastră că vă doriți să primiți practică. Da. Deci, domnul Ștobeanu, nu vă feriți de școală, nu vă feriți de școală, îndrăzniți și sigur veți găsi. Bun, n-aș vrea să... Deja... Nu. Probabil că trebuie făcute mai des și... Eu mă bucur că am găsit până la urmă personal și din partea, din toate celelalte, din toate mediile, ca să putem să ne întâlnim la masă. Dacă nu era acest job, nu confirmaseră decât 7 persoane la prima. Faptul că am fost la job, la acest târg de job, pentru că am mai sporbit, a venit așa câteva persoane. Să știți că și-am transmis cel puțin pe segmentul acesta confecții metalice, textile și alimentație publică la toate unitățile care sunt mai reprezentative în oraș. Nu cu 1-2 angajați, dar la 5-6-7 angajați am trimis la toți invitațiile respective. Poate că a fost în scurt și nu am avut timpul necesar și ceilalți ca să-și facă timp să vină aici. Dar eu consider că o primă întâlnire, eu zic că și-a arătat beneficiile. Nu rămânem aici, vom duce mai departe și vom media aceste întâlniri mediul de afacere școală. Trebuie să vă vindeți marfa cel mai bine, domnule, asta este, să încercați să prindeți o legătură cu unitățile acestea care promovează pregătirea profesională, să încercați să-i aduceți în unitățile dumneavoastră, nu deranjează foarte mult, vor veni să vadă, chiar dacă se plimbă, chiar dacă mai râd, este inerent, tinereții, așa am făcut și noi când ne duceau pe acolo, pe acolo, dar rămâneam cu ceva, uite ce frumos acolo, ce bine e acolo, am văzut ce, cum am văzut fabrica domnului Ștubeanu, ne-a dat o, ce ții minte? Că ne-a dat o prăjitură sau ne-a dat ceva, ține minte. Dar spre surprinderea mea, eu am avut anul trecut 4 vizite, școli de județul Călăraș. N-ați chemat în Giurgiu, asta este. Unde vindeți marfa, i-ați chemat de acolo. Păi ce, dacă nu vindeți în Giurgiu, n-ați chemat. Solicitarea lor să-i primesc. Domnul Ștobeanu, forțați un pic nota, duceți-vă dumneavoastră acolo și faceți-le oferta. Domnule, vreau să veniți, vreți acolo. Hai să vedem când stabilim. Ei mai sunați la telefon,
Și vine și primarul atunci. Vă garantez eu că dacă timpul îmi permite, vin și o dată cu elevi. Am lucrat în privat și n-am să uit niciodată locul unde m-am desăvârșit profesional, locul unde și material m-am desăvârșit și credeți-mă că dacă mă opresc peste 2 ani jumate este tocmai ca să mă duc înapoi. Sunt reguli mai clare în mediul privat, sunt mai sănătoase. Acum cât de cât s-au mai rezolvat și mediul bugetar, dar zic eu că acolo este zona în care poți să-ți pui în valoare toate cunoștințele, să-ți pui în valoare pregătirea și până la urmă și cele mai bune rezultate și mulțumiri sufletești le ai tot de acolo unde muncești. Că muncești pentru tine. Aici e chestia și lucrul ăsta nu ți le-a nimeni. Ia ziceți. Vreau să mai fac o precizare. Parteneriatul cu școala profesională. Cel care solicită școlarizarea elevilor eliberează la finalul celor 3 ani de școală profesională și certificat de competențe practice. Ceea ce înseamnă că dacă dumneavoastră n-ați solicitat, noi nu putem trimite pe cei de la școală profesională, fac practică în altă unitate care vor semna la finalul celor 3 ani și acest certificat. Doamne, o să vină. Domnul Ștubeanu, vă garantez, eu o să vă trimit acum. Vreau să spuneți că dacă nu dorim să facem un lucru. El, senior, răspunde da. De liceu economic. De liceu economic, ați văzut? Da, domnul, da. Vreau să spun că școlile au acea perioadă care se numește școala altă. Ar putea să vină să ne viziteze agenții economici, să nu mai mergă la muzee sau să-i ducă în mall. Școala altfel au numai mici sau și ăștia mari? Nu, au, problema e alta, să înțelegeți și dumneavoastră. Nu știu unde s-a produs circuitarea comunicării, pentru că acum nu vreau să acuz pe nimeni, că nu cred că e vorba despre cei care sunt aici, dar de fiecare dată când au încercat ceva de genul ăsta, așa cum era în alte vremuri, vizite la agenți economici, la uzine, întreprinderi și altceva, s-au izbit de refuz. Au zis că nu pot să garanteze securitatea celor care ajung acolo. Și atunci au renunțat oamenii de-a lungul timpului. Nu de la dumneavoastră, că nu despre cei care sunt aici vorba, așa, în general. Că au zis că e foarte dificil și mai ales acolo unde se desfășoară proces tehnologic. Și atunci... Ieri azi am primit o singură solicitare de la școala numărul 2, o clasă de, nu știu, a 7-a cred, și au primit acordul, s-au venit că îi așteptă și pe ceilalți cum are dat. Bine, acum inițiativa domnului primar e foarte bună pentru că a făcut această legătură între noi și dumneavoastră, că undeva, v-am zis, s-a circuitat, s-a rupt, nu știu de ce, dar bine că s-a legat înapoi. Ar putea, de exemplu, pe toată școala să se implice și la solicitările colegilor de la școli să, în județ, să poată să aibă deschidere, să fie primiți, când vrea să promoveze... Da, asta nu-i problemă, asta oricum se face. Da. Știți de ce? Mergem, dar ne... Pe bună dreptate, domnul Dan are, pe bună dreptate, ceea ce spune este adevărat. De multe ori găsești forță de muncă disponibilă sau tineri dispuși să se pregătească mai mult în mediul rural. Sunt mai, cum să zic, mai aplicați să vină la o meserie decât cel de la Giurgiu care are un anumit standard nivel și zice nu mă duc eu acolo așa, până se lovește cu capul de pragul de sus și realizează că e într-o lume în care nu poate să răzbată decât dacă își găsește o meserie, altfel nu-i dă nimeni sau nu-l ia nimeni să-l pună director. Și s-au mai găsit în genul acesta. Acum nu mizați fără mult și pe mediul rural. Eu vă spun cam ce se întâmplă în sat. Nici cei de acolo nu au forță de muncă care să fie dispusă să prindă câteva posturi sau ce mai sunt în zona respectivă sau să lucreze. Și sunt firme puternice în agricultură care au nevoie și de mecanici, au nevoie și de, eu știu, nu tractoriști, ci să numesc altfel tehnicieni. Deci probleme sunt în toate zonele, pentru că ușor, ușor, prin plecarea părinților, au tras după ei și copiii. Părinți sunt plecați de 10, de 10 ani plecați lejer în 2007, sunt 11 ani. Ușor, ușor au plecat și dinainte. Ei au, când au plecat, s-au stabilit undeva și au găsit un rost și au venit și copiii după ei. Deci, automat, o generație de copii nu-i mai avem. Pe toate domeniile, care și la țară, în general, mulți au plecat după în zona rurală. Au rămas bătrâni, au rămas foarte puțini cu dor de muncă și la țară. Și au de lucru și acolo, slava Domnului, multe. De aceea vă spun că noi trebuie să mergem pe cei
7.000, 8.000 de elevi, de copii care avem în Giurgiu. Bine, pe diverse... Oricum, la școala profesională, să știți că nu sunt numai din oraș. Majoritatea, 80% dintre ei sunt... Da, eu am vrut să merg mai departe, sunt să fac căminul de la unde a fost la Cartojan. El a fost cămin, s-a transformat în școală, sau tot... am vrut să-l refac în cămin. Cum și la Maiorescu, căminul la fel, să-i dau destinația care o avea. Numai că folosim bani europeni, trebuie să te asiguri că ai și copii ca să-i cazezi acolo. Pentru că dacă n-ai să-i cazezi, vine, te monitorizează și cere banii înapoi. Și ești bine mersi când ai făcut investiția și rău după aia când n-ai putut să-ți atingi targetul și să-ți faci. De aceea vă spun că lucrurile sunt undeva pe acolo, pe la mijloc. Ne-am dorit să aducem copii, chiar să-i ținem printr-o anumită bursă sau ceva să meargă, dar contează și dacă vor. Eu cred că partea tehnică este în dezvoltare. Adică nu se poate automatiza, nu putem să automatizăm un mecanic, un sudor, un gard, nu putem automatiza. Este în dezvoltare și este nevoie de lucrurile astea. Eu vă mulțumesc, o să pun punct aici, pentru că time is money, discut cu oameni de afaceri și mai au și treabă. Da? Pâinea omului. Încă o dată vă mulțumesc și sper că vom mai avea pe anumite domenii de activitate, vom mai avea întâlniri. Oricum...